Meseria făcută cu pasiune duce la profesioniști. Amelia Toaxen este actriță a Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani de 2 ani. Ea ne demonstrează că această meserie este una în care trebuie să pui suflet și să te adaptezi. Pentru Amelia, teatrul este și casă, dar și locul unde își desfășoară activitatea. Ea locuiește de 2 ani în incinta edificiului de cultură. Cum este să locuiești și să muncești în același loc, ne spune chiar Amelia. Mi s-a oferit posibilitatea de a locui fără a plăti. Și posibilitatea aceasta mi-o oferă Teatrul Ide Sârbu prin domnișoara Nicoleta Bolcă. Și viața și locul de muncă sunt drumuri foarte interesante de parcurs, frumoase, palpitante, cu ceva nou tot timpul. Nu știu, se întrevede câte ceva la fiecare colț, la fiecare pas. Spre aia cred că mergem așa încet, încet spre dăruire totală. Meseria de actor este una complexă. Fiecare rol vine cu noi provocări, iar artistul, acea persoană care se află pe scena din fața noastră și ne pune în piesă un personaj, trebuie să transmită trăiri, sentimente. Cred că învăț pas cu pas și asta mă atrage din ce în ce mai mult, dar învăț ceva ce-mi doresc. Pornind de la faptul că mi-am dorit foarte mult această meserie, nu știu cum, am simțit că îmi doresc. Și cred că găsesc lucruri noi, cu fiecare ocazie, cu fiecare experiență. Și cel mai mult, cred că m-a atras modul acesta de a face altceva. Adică nu stau la un birou și nu fac calcule, nu stau să semnez acte, ci mă joc un pic cu anumite atitudini, cu anumite stări, cu anumite persoane aflate în alte vieți puse în alte contexte, cu totul, e ceva nou tot timpul, fiecare rol are ceva nou, ceva aparte. Teatrul din Petroșani și-a găsit loc în ultimii ani pe scena marilor teatre din țară, dar și din lume. Granițele au fost îndepărtate prin profesionalismul de care au dat dovadă actorii, regizorii și nu în ultimul rând managerul instituției Nicoleta Bolcă. De aceea, tot mai mulți tineri aleg să vină la Petroșani să joace pe această scenă. Sunt din Târgu Jiu. Ce să fac pentru al doilea an de angajare, e al doilea an al meu la Petroșani, sunt foarte mulțumită de salariu, că din cauza societății în care trăim, nu ne descurcăm cu salariul pe care îl avem, asta e altceva. Și nu-mi permit să vorbesc despre treaba asta pentru că nu prea știu. Știu și eu de la rude, de la părinți mai mari, oameni mai mari care mi-au mai spus așa câte una, câte alta. Dar mie îmi convine faptul că am un salariu destul de bun, faptul că locuiesc și trăiesc prin niște utilități pe care eu nu le plătesc, astea îmi conferă cumva o comoditate și un avantaj, e un beneficiu. Am avut cum să vin la Petroșani, am avut cum să fac un concurs, să dau un concurs, nici măcar nu terminasem facultatea încă și am venit și mi-am dorit foarte mult Petroșani pentru că știam, an de an au fost locuri disponibile la Petroșani. În foarte multe teatre din țară nu găsim lucrul acesta. Și sunt și mai aproape de casă. Amelia nu este singura pentru care teatrul este și casă și locul de muncă. Alți tineri din mai multe orașe mari ale țării au venit la Petroșani pentru a ne încânta de fiecare dată când urmărim o piesă de teatru.